Doar 10 terase estivale vor funcționa pe parcursul acestui an la Mediaș, asta în comparație cu anul trecut, când au funcționat 14 terase. La licitația pentru închirierea de spații, având ca destinație terase estivale, s-au prezentat 8 firme din cele 10 care inițial și-au exprimat dorința de a deschide astfel de spații de alimentație publică. Alte două societăți au solicitat spațiu pentru deschiderea de terase în piața Regele Ferdinand I și pe strada Honterus, iar după ce Consiliul Local Mediaș va aproba acest lucru, se va organiza o nouă licitație. Anul acesta, în municipiul Mediaș, vor funcționa mai puține terase decât în 2010, atunci când au fost deschise 14 astfel de unități. Primăria Mediaș va obține aproximativ 85.000 de lei la bugetul local din închirierea acestor spații. Terasele estivale vor funcționa începând cu 1 mai până în 30 septembrie.